Există vreo speranță ca ai noștri copii să învețe în școli ceea ce ar trebui pentru a fi oameni? Dar ei învață în școli. Păi nu oameni buni. Nu școala ne strică de cap, stați liniștiți. Capul ne strică de școală. Nu observați că toată pornirea asta împotriva profesorilor, învățătorilor, a dus la apariția unor ONG-uri mai deștepte decât tot sistemul de învățământ? Chiar nu remarcați că au venit niște nei ca nimeni reformați prin toate bătăturile europene să modifice la nesfârșit cultura poporului român în direcția în care vor ei? Eu am o singură problemă raportată la sistem. Când anul trecut eram vociferat și pus la colț profesorii de religie, și aici mă includ și pe mine, vedeam zâmbetul de superioritate de prin cancelarii și inspectorate. Am străbătut câteva și ne priveau de sus. Acum când s-a apropiat baioneta de coaste, dintr-o dată ne-au întrebat inclusiv unii colegi mai mari de noștri de la alte secții de umanioare, băi, voi cum ați făcut? Le-am spus cum am făcut. Ne-am dus cu corzile deschise înainte și am zis, pe viață și pe moarte. Haideți să facem un referendum dacă vrem istorie națională în școală. Haideți să facem un referendum dacă vrem limba română o oră în plus. O oră de lectură, doamne. Pur și simplu, o oră de lectură. Ce dormie de cărțile alea două, aia vișinie și a portocalie cu texte alese de lectură din clasa a patra până într-a opta. Înnebuneai de frumoase ce erau. Da? Acum, aia cu latina n-aș risca, că dintr-o dată tot poporul român a devenit un mare iubitor de latină. Deși, vă spun eu, la rural, am constatat pe pelea mea cine predă latină. Că am fost la un examen de grad întâi și m-am cutremurat. Chiar am avut o discuție cu umaniștii noștri ăștia, care sunt foarte prieteni, și am zis, băi, e interesant că nu săriți să apărați ora de latină, că toți vă dați absolvenți de filozofie. Fii far latină să vă fie.